Hai, salut, prieteni, și bine m-am găsit un mare bike vlog. Oare am mai văzut de mult timp? Cred că sunt deja vreo 6 luni, cred că, de când am postat ultimul video. Sincer, am numai și în pană de idei. Azi mi-a venit chef, fiilor. V-am luat cu loc. Hai să trimit și cu lista și ieșire și el din oraș. Poate vântul super tare, nu știu dacă m-au zis prea bine. N-am apucat să verific dacă ar să bine camera, n-am n-am pus așa pe cază. Astăzi a fost prima oară când mi-am planificat și o traseu dinainte, să știu puțin pe unde merg. Vă las să descriere aplicația pe care am folosit-o, în caz că vă interesează. Și ceva nou, o să vedeți și pe ecran traseul și cum îi spuneam, profilul domnului pe care am fost azi. Acum chiar acolo la început, am parcurs la 7 km până acum. Bă, în general eu nu merg pe marginea drumului sau ceva, dar aici chiar n-am chiar găsit. Trebuie să urmez linia asta. Bă, și m-am gândit și la cea mai nașpa poarta traseului, sper eu. Acolo e autostrada și trebuie să trec cumva pe să am oprit puțin să văd care treaba. Hai să mă grăbesc pe aici. Nu mai vine nimic din spate și mă ușor pe ăsta roșu repede. Foarte bine că am scăpat de tiruri. Nu a trecut niciunul cu mine. Mai am acum numai ieșirea, să am grijă pe acolo. Vine acum, nu văd. Și ia, cred că mă gărbesc, cred că trec și eu. Am trecut de câteva ori pe aici, dar mereu vreau să trece asta. Liber și să ies în generatorii, mă pot băga. Și gata. 17 km și 40 de minute de când am plecat de acasă. Am ajuns și la a doua localitate, o clasic viure. Stați așa că am o coborâre frumoasă aici. Trebuie să profit de ea. Prea puțin că e vântul cam tare și nu știu cum se audea. Dar sunt niște lacuri și cu apă sărată pe aici. În dreapta mea, puțin mai în fața, trebuie să fie intrarea. De aia sunt și atâtea mașini parcate și în spate, ați văzut și aici pe stânga. Hei! Un cotru acum. Bă, mai mult merg la Plezneală, habar n-am promis. Nu se iau 500 de metri, hai încolo. Gata, am găsit și ieșirea, facem dreapta pe aici. Pe dreapta. Tocuri ce-o luam și luam și dreapta. Așa. Easy peasy. A
deci cred că trebuie să fac acolo stânga. Spre urcare. La mine și 8 km. Ce abrupt e aici. Da, bă, așa. Hai, că sunt în formă bună încă. Am luat puțin drumul la filmare, se vadă și partea asta din drum. Ar fi asfaltul ăsta mai bun sau ceva, dacă l-ai asfaltat pe aici. Ar fi chiar super, da. E plin de grop. Nici apă n-am putut să bea aici din cauza gropilor. Ba, după o oră, chiar acum a trecut o oră de când am plecat de casă, văd că am făcut 24 de kilometri. E destul ok. Mai am undeva la 96 de kilometri, dacă nu mă așa. Dacă vă uitați pe traseu, cred că am trecut de acele puncte de la început. Ce frumos ca vânt de spate. Deci merg pe aici cu 40 de ore, nici cu pedalez. Chiar puțin merg în jos. E, din câte văd urmează și urcare. Și pe aici era treaptare. Am ajuns și în următoarea localitate și e și ora mesei pentru mine. Vă întrebați ce mănânc eu pentru atâția kilometri de efort. Prima oară mi-am cumpărat niște batoane cu cereale și credeam că chiar asta mi-am cumpărat. Dar când am ajuns acasă, ce am găsit? Deci nici nu știu ce fac eu cu astea. Scria pe ambalaj că sunt ceva de fructe. Mi-am luat 5 cred că la mine. Să am câte unul pentru fiecare oră, dar habar n-am dacă îmi ține de foame sau nu de ceva. Am mai folosit încă niciodată. Bă, fii cu minte. Fii cu minte, că am și un puiuț ca tine. Da, și cum ziceam, în general îmi iau batoane de cereale, dar din greșeală am luat așa ceva. Hai să văd ce gustă. Nu-ți ca jeleurile, ceva de genul. Bă, dar gusturi bune, numai să fie și folositoare, merge ceva. Așa, ăsta e drum, tati, ăsta nu merge. E destul de ciudat să te uiți așa în față, să vezi mai drum întins. E prima oară când fac asta, ziua de azi. Nici un deal, nimic la drum întins. Am făcut deja 31 de kilometri. Aproape ușor, ușor de gârna aia mare. Vă explic puțin mai târziu despre ce vorba acolo. Apropii deja de 2 ore de când am plecat de acasă. Am aproape 42 de kilometri făcuți. M-am gândit să văd și localitățile astea. Mi se pare așa foarte spăimântătoare. Nu vezi pe nimeni pe stradă. Nu vezi nicio mașină, nu vezi nimic. Zici că este sate părăsite. Mă plimb pe aici, zici că e satul, nu. Nu văd pe nimeni în jur. Am ajuns la 50 de kilometri în 2 ore și 23 de minute. Mai am, cred că, 70. Da, undeva la 70 de kilometri. Mă apropii cu pași repede de gârna de care v-am zis.
Aia că pe aici scap ușor de autostrada. Dar acolo pe sus e autostrada. Că pot să trec în liniște pe aici pe jos. Ceva de genul, trebuia să fac așa acolo la ieșirea din Sibiu, să nu ne mai chinuim, să trecem peste și așa mai departe, dar o altă, în altă viață. Am ajuns și până în Miercurea Sibiului. Stânga părea că mai am 34 de km până în Sibiu, dar nu o să merg pe drumul ăsta. Uă, ce urcare am pe aici. Undeva trebuie să fac dreapta pe aici, să merg spre Poiana Sibiului. După 3 ore și 10 minute am făcut 65 de km și e timpul să iau și o primă pauză. Am trecut și eu de jumătatea traseului și să vă dați mai bine seama pe unde sunt. Sunt chiar acolo jos la gâna aia de care vă ziceam mai devreme. De ce v-am zis că mi-e frică de asta? Sunt 10 km de urcare și cu o pantă destul de abruptă. Cred că undeva la 6-7% media și din câte am văzut pe traseu sunt și pantă de peste 10%. Am oprit să mănânc și eu ceva. Sunt de gustoase astea, dar nu sunt de foame deloc. Mă cred de toată energie. Aici din câte văd, cred că e și urcarea pe drum deschis, deci n-am nici copaci, n-am nimic. Și foarte cald afară, nu știu câte grade sunt, dar foarte cald. Nici nu bate vântul, nici nimic. Și mai am și un baton de cereale, vreau să-mi țină puțin de foame. Mai bea puțin apă și deja plec pe drum. Păi, din fericire, am scăpat de urcarea aia. Am urcat într-o oră și 20 de minute, 10 km. Cred că a fost cel mai oribil 10 km din viața aia. Deci am 4 ore și 30 de minute, 76 de km. Asta e ok. Din fericire, am dat de niște copaci. Am avut și o porțiune de pădure. Și acolo mi-am mai revenit cât de cât. Dacă nu prindeam aia, pe că era așa. Dar se poate să luăm să treabă. Ne auzim puțin mai încolo pe coborâre. Ore și 52 de minute. Am făcut 107 km, dar de vor eu că abia mai pot să pedalez. Și că mai am 10-15 km până acasă. Abia mai merg cu 13 ore, 12 ore, dar trebuie să reușesc cumva. După 6 ore și 22 de minute am făcut peste 17 km și am ajuns înapoi în oraș. Cred că am
Mii de kilometri deja făcut pe bicicletă. Cât de obosit mă simt acum, cred că niciodată m-am simțit. Cred că până acasă mai fac undeva la 3 km, dar cam atât a fost cu video-ul ăsta. Eu v-am rupt de oboseală, extenuat, flămând, cum vreți. Vă spun toate cele bune și până data viitoare. Pa, pa!